Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Să știți că și eu sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Vă alegeți o ceașcă, verde sau albastră, albastră sau verde, sau le alegeți pe amândouă, la dorința dumneavoastră, dragii mei, să știți. Cum am zis, citirile sunt în general, vă alegeți ceea ce vă aparține vouă, în care ceașcă te regăsești, să știți că aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Ceea ce nu vă aparține, dați în vânt, să știți. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, într-adevăr sunt foarte, foarte încântată de mesajele voastre, dragii mei. Persoanele care vă sărbătoriți ziua de naștere, ieri, azi, mâine, vă doresc multă, multă sănătate, fericire, iubire, pace, noroc în viață și tot ce vă doriți, dragii mei. La toate persoanele vă doresc noroc, fericire, iubire și tot mai mulți bani în buzunarul vostru să aveți, scumpii mei, să știți. Așa, dacă v-ați ales ceașca, haideți să vedem pentru următoarele 3 zile destinul vostru ce vă spune. Eu încește, nu știu ce este, ce e ce va ieși, am să vă zic și vouă, scumpii mei, să știți. Haideți să vedem ce ne zic ceștele noastre pentru următoarele 3 zile. Joi, vineri și sâmbătă, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și după cum vedeți, aici este un ursuleț alb, dragii mei. Se vede un urs sau ceva. Este un animal alb, dragii mei. Să știți, să știți că asta este viața voastră. Ce înseamnă? Pentru că în trecut ați avut foarte multe ghinioane, dar să știți deja, acest animal alb vă arată că viața voastră merge spre bine. Vă arată că viața voastră se va curăți de negativități, se va curăți de blesteme, se va curăți de toate greutățile pe care le aveți în viața voastră, pentru că acest alb animal vă arată că viața voastră se va fi mai luminată, se va curăți de toate greutățile și o să fiți mai bine, să știți. Aici văd cifra 9. Să știți, cifra 9 care v-am dat data trecută, dragii mei, uitați-vă, aici este cifra 9. Să știți că această cifră vă dă de veste că acel nouă care, cifra nouă care vă l-am dat, ca să o scriți pe mâna stângă, dragii mei, la mine de la cameră se vedea pe mâna dreaptă, de aia multă lume a înțeles greșit. Scrii pe mâna stângă cu mâna dreaptă, cu stilou roșu, cifra nouă și zici, activezi de azi înainte banii în viața mea, să intre în portmoneul meu, în viața mea să intre banii, să mi se deschidă drumurile spre bani. Să se ducă toate negativitățile deasupra banilor și o să vedeți că această cifră nouă, după ce o activați, să știți că veți avea foarte multe minuni în viața voastră, pentru că și eu fac. Eu ceea ce fac vă dau și vouă, dragii mei, să știți, eu ce nu fac nu vă dau nici vouă. Eu ce-mi fac pentru mine, aceea vă dau și pentru voi, ca să vă fie vouă de folos pentru viața voastră, să știți. Pentru că foarte multe persoane sunteți îndurerate și aveți nevoie de bani, aveți nevoie de ajutor. Poate că nu ai bani să te duci în altă parte, atunci deschizi videourile mele și o să ai noroc, dragii mei, să știți, o să te cureți de toate ce este rău în viața voastră. Cum am zis, aici este cifra 9 și este și o lumânare. Să știți că această cifră vă arată că de câte ori mai multe vei aprinde și lumânarea și vei face acest simbol, să știți că în viața voastră o să intre fericire, pace, bani și tot ce ți-ai dorit tu. Aici văd o cifră de X, dragii mei, să știți. Asta ce înseamnă? Iubiți o persoană pe de ascuns. Bărbat, femeie, nu importă, dar iubiți o persoană pe de ascuns și asta nu știți voi cum să vă dezvăluiți la această persoană. Și, într-adevăr, parcă văd că este căsătorită această persoană și voi o iubiți pe de ascuns. Dar vreau să vă zic, dacă aveți așa gândire, dacă este persoana necăsătorită, te mai gândești că vei avea o șansă, vei avea o relație cu această persoană. Dar dacă persoana este căsătorită, pentru că văd persoana care o iubiți este căsătorită, dragii mei, vă rog să vă curățiți de această gândire, pentru că nu vei avea nicio șansă dacă este persoana căsătorită. Dacă este necăsătorită, cum am zis, mai ai șanse să fii cu acea persoană. Dar dacă este căsătorită, degeaba vă gândiți la așa relație, pentru că acea persoană niciodată nu vă lăsa soțul sau soția pentru voi, să știți, dragii mei. Cât mai repede
scoateți din gândul vostru acest bărbat sau această femeie, să știți. Pentru că, după cum văd, este persoană căsătorită și îl iubiți pe de ascuns, să știți. Să văd, aici este o, cum să zic, inel, dragii mei, lângă acest inel este un cap de iepuraș. Asta ce înseamnă? De multe ori alergi după doi iepuri, dar niciodată nu prinzi niciunul. Și asta vă rog, întâi să vă gândiți pe cine iubești cu adevărat, pe cine dorești cu adevărat în viața ta, apoi să faci o, cum să zic, o bine gândire, dragii mei, să știți, pentru că, cum am zis, alergați după doi iepuri, dar până la urmă nu vei prinde niciunul. Așa vă văd, cum am zis, sunteți între doi bărbați sau între doi femei, două femei și nu știți pe care să alegeți. Oare pe acesta să-l aleg, oare pe acela să-l aleg. Gândiți-vă bine pe cine iubești cu adevărat, atunci nu alerga după doi iepuri. Dacă vei alerga după doi iepuri, atunci nu vei prinde niciunul și tot singură sau singur vei rămâne, să știți asta. Litera A, V, G, S și L. Persoanele care sunteți cu aceste litere, pe data de 6 sau 6 zile sau 6 săptămâni, să știți că pentru voi vine o minune nemaipomenită în viața voastră, pentru că o să plângeți de fericire. Această minune, să știți că nici voi nu vă așteptați la așa ceva, dar această minune va intra în viața voastră. Așa cum înmugurește un pom, așa va înmuguri viața voastră și o să fiți foarte fericiți, într-adevăr, o fericire nemaipomenită. Poate să fie muncă, poate să fie dragoste, poate să fie să deschizi un loc de muncă, dar o minune nemaipomenită va intra în viața voastră, să știți, și asta pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Aici vă văd urcați pe un munte, asta ce înseamnă, și aveți în mâinile voastre un drapel. Tot ce a fost rău în viața ta, lăsați totul în urmă, pentru că deja te-ai urcat pe acest munte și tu ții zafierul tău, dragii mei, să știți, tu ții deja acel drapel în mâna ta, tu vei câștiga. Orice dușman vei învinge, orice greutate vei învinge în viața ta, orice a fost greu, să știți că deja nimic nu va sta în calea voastră și tu ții deja acel drapel. Tu vei fi învingătoare în viața ta, să știți. Pentru că, într-adevăr, ați avut foarte multe piedici, ați avut foarte multe piedici de la dușmani. Din cauza dușmanilor nu ați reușit să faceți un lucru în viața voastră, dar să știți că deja reușiți să învingeți totul. Nici un dușman, nici o piatră, nici o greutate nu va sta în calea voastră, pentru că, într-adevăr, sunteți persoane puternice și voi aveți încredere în voi, aveți încredere în munca voastră și tot voi o să fiți învingătorii, pentru că, cum am zis, drapelul este în mâinile voastre. Aici vă văd singure, așezate pe un scaun și priviți mereu la geam, de parcă duceți dorul unei persoane. Nu știu cine este, poate să fie copilul vostru, poate să fie soțul vostru, poate să fie iubitul vostru, dar vă văd așezate și mereu cu ochii la drum, oare când o să vină, oare când o să se întoarcă, oare când o să fie lângă mine. Să știți că mereu așa vă zboară gândurile la această persoană, dar să știți că această persoană la care te gândești tu, într-o bună zi va veni la picioarele tale, stați liniștiți. Acum duci dorul, acum te gândești la această persoană, te simți în singurătate, dar această singurătate, să știți că nu va dura mult, o să vă întâlniți foarte repede, să știți asta. Pentru că mereu vă gândiți, oare va veni, oare ce voi face, să știți că acum sunteți așa în singurătate, cu dorul la această persoană, dar va fi totul bine. În casa voastră să știți că răsare soarele, pentru că deja razele soarelui au început să pătrundă în casa voastră, a început să vă încălzească casa voastră, să știți că greutățile încetul cu încetul vor pleca din casa voastră, dragii mei, să știți. Să vedem și farfuria ce ne va spune. Dorința voastră se împlinește foarte repede, dar iarăși îmi arată în casa voastră, aveți de ochi, dragii mei. Iarăși, nu știu ce, dar acest ochii ăștia răi nu vă lasă niciodată. Mereu pătrunde în casa voastră, mereu pătrunde deasupra voastră și foarte multă lume rea aveți în jurul, jurul vostru. De aia foarte repede primiți negativitățile persoanelor din jurul vostru, dragii mei, să știți. Să vedem și numărul 2 ce ne va spune. Asta este numărul 2, dragii mei.
Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați-vă, aici este un bărbat îmbrăcat în alb. Asta ce înseamnă? Poate fi ursitul vostru, poate fi soțul vostru, poate fi persoană, dar să știți că asta este mai mult soț-partener. Pentru că este îmbrăcat într-un costum de soldat, de polițist, ceva, este un om de afaceri, dragii mei, să știți. Și această persoană, voi vă gândiți la ea sau el se gândește la voi. Este un bărbat de stat, după cum vedeți, este îmbrăcat într-un costum de soldat sau de polițist, dragii mei, să știți. Este un om de stat, este un om de afaceri. Dacă nu i-ai întâlnit așa persoană, să știți că această persoană o să o întâlnești, o să faci cunoștință sau poate că acum ai cunoștință cu acest bărbat și discutați, mai știu eu ce, faceți legătură cu această persoană, să știți că ursitul vostru va fi un om de stat, va fi un soldat sau poate să fie un polițist, să știți, și o să vă duceți. Vă căsătoriți cu această persoană, este cu litera T în nume sau prenume persoana pe care veți face cunoștință sau care o aveți acum în viața voastră, dragii mei. Să știți că o să aveți o căsătorie într-adevăr fericită, o să ducă până la căsătorie, o să aveți și copii, dragii mei. Litera I, D, T, a ieșit așa de bine literele, dragii mei, să știți. Uitați-vă, T, I, D, L. Vedeți ce bine a ieșit literele? J, se vede foarte bine literele. T, D, I, T, J. Vedeți ce bine se văd literele în ceașca de cafea, dragii mei? Să știți, persoanele care sunteți cu aceste litere, pentru voi o viață minunată. Pentru voi și cifra 2. 2 săptămâni, 2 zile sau poate să fie 2 luni de zile. Ce e ce ți-ai pus tu un plan? Ce e ce ți-ai pus tu un gând? Să știți că veți avea o minune foarte importantă în viața voastră și o să fie foarte bine pentru voi, dragii mei, să știți, uitați-vă. Să știți că în viața voastră vine o minune nemaipomenită pentru că și deasupra acestor litere este un, cum să zic, porumbel alb, dragii mei, să știți, asta vă arată că viața voastră se va curăți de toate negativitățile, în viața voastră va intra minuni. Și uitați-vă aici și voi țineți drapelul în mână, vedeți? Asta înseamnă că tu vei învinge toate greutățile, vei învinge toți dușmanii. Să știți că pentru voi este foarte minunat. Uitați-vă ce bine a ieșit literele în ceașca de cafea. Vă arăt și vouă ca și voi să vedeți, să nu ziceți că eu din capul meu vă spun, dragii mei, cum am zis, între 2 zile, 2 săptămâni, poate să fie 2 ore, poate să fie 2 luni de zile, poate să fie pe data de 2. Să știți că pentru voi o minune în viața voastră, între, cum am zis, toate greutățile pleacă din viața voastră, tu ții drapelul și în prima ceașcă a ieșit drapelul în mână și în ceașca numărul 2 a ieșit drapelul în mână, dragii mei, să știți, asta înseamnă că veți fi foarte, foarte fericiți, o să aveți bucurie, fericire în viața voastră, să știți. Uitați-vă, aici sunt 2 persoane și aici mai este o persoană, dacă vedeți. Așteptați pe cineva să vină de la drum, să știți că aceste 2 persoane vin spre voi. Și o să fiți foarte fericiți, dragii mei, pentru că așteptați 2 persoane de la un drum și aceste persoane, să știți că vin lângă voi. Poate să fie nora sau fiul sau ginerile sau cu fica. Ceva, așteptați-o pe 2 persoane de la un drum, vor veni și să știți că o să petreceți un timp foarte fericit între voi, într-adevăr. Dacă v-ați certat în trecut cu aceste persoane, să știți că poate să trăiți o împăcare, pentru că în viața voastră este așa o albeață. Se curăță certurile dintre voi, se curăță greutățile dintre voi și o să fiți iarăși o familie fericită, o să fiți iarăși niște persoane fericite. Aici este trifoi, să știți că norocul vostru este în gura ceștei, a rămas foarte puțin timp să vină lângă voi și într-adevăr sunteți persoane cu noroc, dragii mei. Pe dacă vă gândiți că eu nu am noroc, nu știu ce, nu știu ce, vă gândiți greșit pentru că într-adevăr aveți norocul, dar încă nu a venit timpul să-l iai în mâinile tale. Și curând o să primești acel noroc în mâinile voastre, să știți. Zodia Capricorn. Pentru persoanele care sunteți în aceste zodii, văd că o să plângeți din cauza unui bărbat sau o să vă certați așa cu un bărbat, pentru că văd certuri în viața voastră. Persoanele care sunteți din zodia Capricorn,
Vă certați mereu ori cu soțul, ori cu partenerul vostru, așa de parcă aveți o neînțelegere. Mereu vă certați între voi, nu știu ce nu puteți împărți, dar câteodată, într-adevăr, vă scoateți coarnele și vă certați foarte mult. Sunteți așa foarte mult stresați. Bărbat, femeie, nu importă, dragii mei, să știți. Sunteți așa într-o perioadă stresată, așa de parcă sunteți într-o perioadă grea și mereu izbucniți la persoanele din jur. Vreau să vă zic să vă liniștiți, pentru că dacă nu o să vă liniștiți, o să se mărească certurile între voi și o să se mărească acele zgomote în casa voastră, dragii mei, să știți. Aici văd o ciupiarcă, persoanele care doriți să vă cumpărați casă, mutare, schimbare, nu importă, să știți că veți reuși, pentru că această ciupiarcă vă arată că vei reuși să-ți faci casa, vei reuși să-ți schimbi casa, vei reuși să cumperi casa sau vei reuși să-ți vinzi o casă, să știți că totul este deschis pentru o legătură cu casa, să știți, o să fiți norocoși cu casa pe care o dorești tu, dragii mei, să știți. Aici văd și pești foarte mult, să știți că în curând poate să vă intre și bani în viața voastră, poate să fie pensie, poate să fie salariu, poate să fie altceva, dar să știți că vă intră bani în plus în buzunarul vostru și asta o să vă bucure foarte mult, pentru că într-adevăr acum aveți nevoie de bani și veți primi acei bani care într-adevăr vă aparține vouă. Poate să primești și o datorie. În casa voastră, litera S, V, Ș și M. Aceste persoane mereu intră în casa voastră și să știți că de la aceste persoane cum intră în casa voastră și P, dragii mei, este aici. Aceste persoane de parcă, cum să zic, cum intră în casa voastră, cum se schimbă totul în casă. Așa cum se schimbă, se schimbă în rău. Mereu încep certuri în casa voastră. Poate să fie vecinii voștri, poate să fie prietenii din jurul vostru. Dacă aveți așa persoane în jurul vostru, dragii mei, îndepărtați-vă de aceste persoane, pentru că aceste persoane au mereu o energie negativă deasupra lor și vă aduce ghinioane în casa voastră, să știți. Pentru că dacă veți îndepărta aceste persoane din casa voastră, totul va merge pe roate. Dar dacă va continua să intre aceste persoane în casa voastră, certurile nu se vor termina niciodată. Priviți în jurul vostru cine este cu așa litere și stați mai departe de aceste persoane. Să vedem și farfurie. Ce ne va spune? Să dea Domnul să fie totul bine. Dorința voastră se împlinește foarte repede. Uitați-vă, aveți o dorință cu casă, ceva din casa voastră. Să știți, se va îndeplini foarte, foarte repede, să știți. Uitați-vă, aici este o mașină și voi urcați în acea mașină. Dacă dorești să cumperi o mașină, să știți că vei cumpăra acea mașină pentru voi și uitați-vă, aici este un struț cu gâtul lung. Acesta este struț. Struțul, să știți că în casa voastră deja va intra norocul și dacă te vei îndepărta de acele persoane rele, să știți că norocul vostru este în casa voastră, pentru că struțul este noroc, pace, fericire, iubire, tot ce ți-ai dorit în casa ta va fi, acest struț vă arată, dacă vei sta departe de acele prietene negative, să știți, dragii mei. Struțul vă zice că eu sunt norocul, eu sunt lângă voi, dar trebuie să te cureți de persoanele negative din jurul tău, să știți, dragii mei. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Dacă nu ești abonat, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile care le fac pentru voi. Vă iubesc, aveți grijă de voi. În luna august iarăși vom turna cositorul. Pentru luna august vom topi iarăși dușmanii, vrăjitorii, blestemele, tot ce vă împiedică în calea voastră, vom topi totul, dragii mei, să știți. Așa, eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!